Cercetare, dezvoltare, inovare este tema mesei rotunde organizată de secția mecanizare a agriculturii de la Academia de Științe Agricole și Silvice din București. Este o temă importantă, aș spune, pentru că traversăm o perioadă destul de turbure cu atâtea și atâtea provocări. Alături de noi este domnul președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice, domnul Valeriu Tabără. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și vă rog să ne spuneți cum a decurs discuția, cum este în această masă. Nu s-a terminat în momentul în care noi facem această înregistrare, dar concluzii putem să avem și la această oră. În primul rând, eu vă mulțumesc pentru prezența aici cu ocazia acestui eveniment. Nu este singurul de la Academia de Științe Agricole și Silvice. Astăzi este secția de mecanizare a Academiei și este la prima manifestare din anul 2023. Este și o prezentare a ceea ce au realizat ei, la ceea ce lucrează acum și ce își propun. Și vreau să vă spun că președintele secției a prezentat domnul profesor Pirnă o viziune legată de activitatea Institutului de Cercetări în domeniul mecanizării, legată de ce înseamnă Planul Național Strategic și ce înseamnă relațiile cu cerințele față de sectorul agricol românesc. Și este o axare extrem de importantă pe un domeniu pe care noi nu l-am prea abordat sau nu s-a abordat de la zona decizională înaltă a guvernului, respectiv ministere și așa mai departe, zona aceasta a micilor și mijlociilor producători din România, plus a unor sectoare care au rămas neacoperite din punct de vedere mecanic. Pe de altă parte, toată lumea se înghesuie la import de mașini și utilaje din străinătate. Sigur, ele sunt performante, dar ele sunt cu anumite destinații, cu anumite tip sau pe anumite tipuri de exploatație și de activități economice. Și am negat efectiv zona aceasta foarte întinsă, aproape 60-70% din teritoriul și din sistemul agricol românesc, fără să avem. Aceasta este o chestiune pe care și-o propune Institutul de Mecanizare, secția de mecanizare și, sigur, susținut fără rezerve de către conducere și de către Academia de Științe Agricole și Silvice. De altfel, noi lucrăm acum și la noul program ADER, în relație directă cu Ministerul, ținând seama de ceea ce ne cere și Ministerul, dar și fermierii, și vrem să transpunem partea aceasta de programe de cercetare în practică și în utilitatea pentru sectorul agricol.